Bună ziua, dragi prieteni, bine ne-am regăsit din nou pe canalul meu. Eu sunt Pavel și astăzi o să continui puțin despre ceea ce am promis în filmulețul trecut, să vorbim puțin despre alte astfel de cleme. Dar nu înainte de a finaliza și să spun un pic așa în mare, să zic așa, despre acest sistem. Deci, după cum vedeți, există modalitatea care am prezentat-o în filmulețul trecut. Deci pe EU se ia din bază, din această șină. Nulul va veni din diferențial și faza va intra prin capătul acesta și toate vor ieși în capătul ăsta. Foarte, foarte bine de știut că există mai multe modalități. Dacă aceasta, după cum vedeți, este marcată cu albastru, verde, galben, și aici am făcut eu cu un maro ca să ne dăm mai bine seama despre cum care sunt ieșirile. După cum vedeți, aici am făcut eu cu albastru ca să avem o idee foarte bună pusă la punct. În ciuda faptului că există astfel de modele, după cum vedeți, mai există și acestea care le putem intercala unde dorim noi, da? Și nu mai sunt marcate cu nicio culoare. Deci putem, astea ne le notăm noi singuri, avem aici niște modalități de a le marca și în partea asta și în partea asta la altă. Există, la fel ca și la celelalte, modalitatea de a face punte între ele și atunci putem să rezolvăm mai multe lucruri. Ceea ce vreau să înțeleagă fiecare persoană care se uită la filmulețele mele, eu nu intenționez să fac rău nimănui, eu nu intenționez ca să învăț ceva greșit pe cineva, dimpotrivă, vreau ca să aduc lucruri foarte practice, să fiți protejați dumneavoastră, copiii voștri și clienții la care lucrați în cazul că profesați această meserie. Dacă, cum am mai spus, dacă am făcut niște improvizații, le-am făcut așa cu maximă responsabilitate și cu dorința de a vă apropia de adevărul în ceea ce privește tehnologia modernă și totuși a nu fi foarte, foarte scump. În una din primele filmulețe de pe canalul De Toate Pentru Toți am încercat să vă arăt cum am făcut eu această punte în interiorul acestei piese de separație, deci dintr-o clemă șir am îndoit un conductor de 6 în formă de U sau în formă de putcoavă, să spun așa. Am strâns foarte puternic, este protecție la atingere directă, nu ne pune în pericol viața. Am măsurat acesta originalul ca să dovedesc că ceea ce am făcut eu este mult mai strașnic ca și în celelalte, deci cum v-am arătat și aici, este o nimica toată puntea respectivă, deci acolo cum vedeți, un milimetru și ceva pe așa mai departe. Deci toate lucrurile acestea puteam să viu din prima, să vă spun, fraților, puneți o piesă de separație de genul ăsta, aruncați-o acolo, gata. Dar eu m-am gândit că mai ușor puteți să faceți cu un euro bucata sau 70-90 de cenți cât costă așa o clemă șir aici în Germania, decât să vă spun cu 20-30 de euro să cumpărați ceva de genul ăsta. Deci cine face cu așa ceva, nu spun că este greșit, bravo lui și foarte bine face pentru că face. Sau puteam să spun, face separația într-o astfel de la Hager, într-o bară de nul. Deci și aici se poate face în această bară de nul. O să fac și un filmuleț referitor la separarea nulului în bara de la Hager. Deci eu încerc întotdeauna să caut calea cea mai ieftină și cea mai la îndemână fiecăruia dintre noi. După cum am spus, o să vă arăt astăzi și celelalte modele. Se pare că ușor le-am confundat. Cineva m-a corectat și foarte bine a făcut. Spunea că șuruburile au fost înainte la astea. Da, se poate că e foarte adevărat. Parcă prima dată au fost șuruburile,
După aceea au venit acestea cu pârghie, să le spunem așa, pentru că în momentul când dorim să le desfacem, cum ați văzut și în filmulețul trecut, trebuie să introducem șurubelnița și facem o oarecare pârghie și atunci poate să iasă conductorul afară. Deci un pic le-am inversat, dar nu contează, pentru că important este să înțelegeți ceea ce vreau eu să vă arăt. Înainte de a trece la celelalte cu șurub, aș vrea doar așa pe scurt să mai arăt că ce modele mai au cei de la Vago, după cum vedeți, de diferite mărimi, începând de la 35 în jos. Deci aceasta este tot prin acel sistem de apăsare a acelui arc. După aceea vin cu măsuri mai mici, deci cu o intrare și cu o ieșire, deci sunt foarte, foarte. După aceea vine cu mărimi și mai mici, deci există zeci, poate sute de modele care le folosesc cei de la Vago. Am spus că o să le amestec puțin Vago cu Phoenix Contact. Cred că astăzi o să vi le arăt pe cele cu șurub și o să vedem de la ce firmă sunt și celea. La fel ca și la celelalte, vreau să explic pe scurt, exact același sistem este. După cum vedeți, partea de jos își ia P-ul de la bara de la șină direct. Faza ne va intra de aici, o vom alimenta noi din siguranță. Și la fel va merge nulul sau N-ul, va merge din acea bară de nul. Deci, exact ca și la celelalte, după cum vedeți, se va introduce și se va apăsa ușor și printr-un click va merge la locul lui, să spunem așa. După cum vedeți, le-am așezat pe toate aici. Ultima bucată are și o protecție ca să nu rămână acestea contacte de descoperite, să avem protecție la atingere directă. Se va introduce frumos această protecție și după cum vedeți, aceste cleme sunt de data asta de la Phoenix Contact. Phoenix Clement, da, însă este să spun așa, o variantă mai veche. O să vină și varianta, deci după cum vedem, aici este foarte bine pusă. Pentru cei care, cum am spus, pentru cei care nu le place acelea cu pârghie, există modalitatea aceasta în care se introduce conductorul și după cum vedeți, prin strângerea șurubului se apasă foarte frumos. Bineînțeles, nu mai deschidem subiectul. Deci eu am să lucru numai cu cupru plin ca să nu mai fie discuții de genul acesta. După cum vedeți, ca și la celelalte modele, un pic mai diferit, se introduce această șină, după care se ridică frumos și se împinge în acest suport albastru care nu dă voie să se mai răsucească. Pentru ca conexiunea la bara de nul să fie perfectă, am să scot afară din nou ca să vă arăt pe o singură bucată cum se face. După cum vedeți, am mâna aceasta, ea vine introdusă, cum am spus, în partea de jos, după care se va ridica și fixa de acea clemă. Aceasta e un pic mai deosebită, după cum vedeți, se trage șina respectivă prin șurubul acesta, se trage frumos în față. Trebuie să caut, asta e prea mare, un pic șurubelnița. Trebuie să iau altă șurubelniță. Așa. Se împinge frumos în față, după care se strânge șurubelul. După cum vedeți, acesta strânge perfect, deci nu mai pot, am vrut să-l împing mai jos. Strânge și în partea de sus și în partea de jos, deci ca două fălci care se apropie și se strâng puternic pe
pe bara aceasta de nul. Și la fel ca și celelalte, cele care le folosim, le dăm în față și le strângem, cele care nu le folosim le lăsăm în spate și le strângem. Cred că aici se vede, da? Deci punem în poziția asta, l-am împins în față și l-am strâns. Și cel, deci primul nu este, al doilea, după cum vedeți, a fost dat în față. Deci toate fain frumos se fac în felul ăsta. Se ia la fel ca și la celălalt, nulul de ieșire din diferențial, se introduce aici, după care vom avea fază nul și pământare. Vă mai arăt cei de la Phoenix Contact, mai au și sistemul acesta, în care numai nulul de protecție, deci PE-ul se ia din șină de jos. În rest, trebuie să venim cu ele și cu faza care merge la fază și cu nulul să intrăm aici. Vedeți? Albastru intră, albastru iasă, maro intră, maro iasă și verde-galben luăm din șina de jos. După cum ați văzut-o, aici este prima cu cele trei, a doua care se alimentează numai pe eu de jos și a treia este la fel ca și cele prin metoda de pârghie, nenumerotate, necolorate, sub nicio formă, ca să putem să le folosim în diferite modalități. Pentru aceste punți există tot un sistem cu șurub și cu care se comandă și costă, bineînțeles, timp, bani, așteptare și așa mai departe. Însă aici, în Germania, nu este chiar așa și ceea ce vreau să spun, sistemul acesta nu se mai folosește la ora actuală. Am să vă arăt ce se folosește altceva, însă se poate face această punte cum am făcut-o eu. După cum vedeți, este un șurub, am pus, deci egal că este o ieșire, o intrare, acest conductor de cupru plin de 2 jumate, l-am înduit în formă de U, l-am introdus acolo. Și la revedere am rezolvat problema cât de rapid se poate. Deci, exact ca și cu diametrele mai mari. Deci, cum am spus, există de la cele mai mici, tot de la firma aceasta, de la Phoenix Contact, cu o intrare, o ieșire, pe treaptă mai mare. După aceea, și toate se pot fixa pe această șină. Deci, este. Eu spun așa, din punctul meu de vedere, este foarte, foarte practică și putem să le folosim cu mare încredere când avem nevoie. Avem și mai mari, ca asta ați mai văzut-o. Deci tot de la ei, de la Phoenix, avem și mai mari. Tot de la ei, de la Phoenix Contact. După cum vedeți aici, acesta merge undeva până la 35 de milimetri pătrați. Deci, sunt toate, au o gamă foarte, foarte, foarte largă. Eu am arătat foarte puține dintre ele. Mai avem și acest sistem care, de exemplu, putem să-l folosim la cuptor. Da? Deci venim cu o fază în primul, cu a doilea în al doilea, cu al treilea în al treilea și atunci știm, mă, în blocul acesta avem cuptorul cu totul. Deci ne luăm L1, L2, L3, ne luăm un pe de aici, un N de acolo și avem 5 ori 2 jumate și ne-am dus frumos frumos mai departe. Deci este foarte, eu spun că este foarte practic, pentru că atunci când ne ducem în șantier, te duci frumos și numai ți-ai făcut legăturile, vii cu cum e aici, de exemplu, da? Vii cu acesta cu nim J3 ori 1 jumate sau 5 ori 1 jumate sau 5 ori 2 jumate sau cât îți trebuie. Ai desfăcut șuruburile, le-ai pus frumos și ai terminat treaba. Da, pentru că, deci orice început, eu știu că orice început și orice astfel de explicații sunt plictisitoare, lungi și ne la locul lor, însă cei care vor să învețe, poate să învețe din acestea. Știu că foarte mulți, da, cunosc și nu-i prea interesează, însă
Așa cum a evoluat tehnologia, vreau să mă duc în paralel cu dumneavoastră. Poate o să mai fac vreo 3-4 filmulețe, să le răspund la niște prieteni care m-au întrebat, ca de exemplu, cum să fac la pivniță ceva, la un atelier, să spunem așa. În pivniță au amenajat un atelier și are zidurile de beton. V-am promis că o să vă arăt ceva mai speciale de la Phoenix, o să vă arăt acestea la filmulețul următor. După cum le vedeți, de la Phoenix, ultima generație, să-i spun așa, care este la îndemâna fiecăruia, pentru că puteți comanda o gamă foarte largă de la ei. O să încerc să fac în zilele care urmează și cu acestea, să vă arăt un pic că, da, nu numai, cum a spus cineva, țigănii de astea de ale mele, cu punte legate, cu aceste punți făcute de mine. Știu că nu sunt standard, nu sunt omologate, însă, da, la necaz ne ajută. De exemplu, uitați-vă ce am făcut aici. Deci dacă ai nevoie de 4 din același disjunctor, ieși cu și ai 4 ieșiri, deci poți să te ramifici ai 4 camere mai mici, să spunem așa, și mergi toate 4 camere, 4 conductori, da? Dacă mă înțelegeți, nu știu. Deci te duci cu fază nul și pământar, 1 la prima cameră, a doua, a treia, așa ai 3 sau, să spun așa, 6 prize pe un singur disjunctor care nu este prea mult. Sau 8 prize pe un disjunctor care nu este prea mult. Deci, cum ați văzut, tot așa a fost făcute acea punte. Ei bine, începând de la filmul următor, o să trecem la acestea de la, tot de la Phoenix Contact, dacă nu mă înșel. Cred că știu bine, exact, și o să vorbim un pic despre această nouă tehnologie de la ei. Vă mulțumesc mult că ați avut răbdare să mă urmăriți, vă spun toate bune, Dumnezeu să vă binecuvânteze până la filmul celălalt.